Suntem la Cezarea, Cezarea Marina, nu la Cezarea lui Filipi, unde am fost la Valtier și de unde am filmat și am vorbit și de acolo. Cezarea Marina este lângă mare. E cald, dar din fericire suflă un vânt care ne răcurește. Ce lucruri din Biblie s-au întâmplat la Cezarea? În primul rând, foarte interesant, multe, și trebuie să ne legăm de acest loc. Cezarea a fost atențată ca cetate romană în secolul I și a fost confirmată de Cezar, primul împărat din Republica. Păsărările să ne țină compania mea de zi, vor fi împărțit pe lumea asta într-o bine. Și am divagat. Cezarea a fost înființată în secolul I, a fost oraș în finalul lui Cezar August, primul împărat roman, până atunci și romanul a fost înființat. Dar odată cu Cezar a devenit împărăție, romanul profeției, romanul este fiala a patra din profeția lui Daniel, fiala nespus de înspăimântătoare, asupra căreia Daniel s-a făcut de spaimă atunci când a primit profeția. Și acestui imperiu s-a născut Domnul Iisus. Imperiul a apărut cu câțiva zeci de ani înainte de Iisus. Cezar a fost împărat roman și chiar pe vremea lui a venit Domnul Iisus roman. Toate profețiile lui Dumnezeu sunt cronologice, adică împlinesc un timp. Să nu uitați când citiți Biblia și ajungeți la texte de genul la împlinirea timpului, să nu treceți repede, ci să nu treceți Cezarea este tipic un oraș roman, aici vedem ruinele romane, peste ele au fost și ruine, probabil acest zid pe care stau eu, pe care filmez, este construit, hopa, era să cad, era o scară, este construit de cruciați, dar jos cu siguranță sunt ruine romane. Da, nu este aceea Cezarea lui Filipi, deși trofeul îi putea spune Cezarea lui Filipi, pentru că Filip locuia aici, Filip, unul din cei șapte slujitori aleși la adunarea din Ierusalim, locuia aici, a găsit un scriitor care avea patru fete. Aici s-a petrecut mai multe lucruri, aici a fost adus, apostolele nu le iau în ordine, dar un eveniment important este că a fost adus de la Ierusalim sub gardă romană apostolul Pavel și de aici și-a pornit drumul lui spre Roma. Era poarta Iudeii, Cezarea, un port important, alături de Haifa și de Iafa. Citim din Scriptură, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea, adică s-a dus la el acasă. Și propovedea Evanghelia în toate cetățile prin care trecea, asta e Faptele Apostolilor 8:40. Despre Apostolul Pavel, ce când au aflat frații de lucrul acesta, a dus la Cezarea și la Părinea Tarsă. Era un port de unde se pleca cu corabia mai departe. Ne întoarcem la Corneliu, pentru că vreau să las pe Corneliu ultima dată. Și la arestarea lui Pavel în Ierusalim a fost urmată de o lungă perioadă de arest în Cezarea. Și când a fost arestat în Cezarea, deci la ceasul al treilea din noapte, să aveți gata 200 de ostași, 70 de călăreți și 200 de solițari ca să meargă până la Cezarea. Ajuns la Cezarea, călăreții au dat scrisoarea în mâna dregătorului și au adus pe Pavel înaintea lui. Aici a fost anchetat de Festus, mai departe a fost anchetat și de Agripa și Berenice și de aici a plecat în călătoria lui, despre care citim multe detalii în Noul Testament, până la Roma. Deci aceasta este Cezarea în care locuia Filip, în care s-a coborât în casa lui Filip și a făcut prorocia despre foamea din Iudeia și așa mai departe. Au fost multe evenimente. Unul din cele mai importante evenimente este legat de vorbirea în limbi a lui
pe Corneliu. Și despre acest lucru vreau să citesc. După ce a fost revelația la Iafa, la, nu știu, 50 de km poate de aici, spre sud, în partea aceea, acolo este o centrală electrică și un terminal petrolier, uitați-vă, avem conductele de pe mare și chiar acum cred că este ceva la descărcat. Ne întoarcem la textul biblic. După ce a avut revelația cu față de masă Petru și nu știa ce înseamnă, Dumnezeu i-a trimis niște oameni, deci altcineva, că așa face Dumnezeu minunile, să fie doi martori absolut independenți, să nu fie, să nu se presupună că este făcătură, în primul rând pentru acela cu care se întâmplă, pentru că asta este important, nu să te creadă cineva. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei, l-a însoțit și nici câțiva frați din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezarea. Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Fac o paranteză. Corneliu era comandant peste, era sutaș, era centurion, era comandant peste 100 de, peste 100 de soldați. Probabil nu era comandantul orașului cu soldați, era mai mulți soldați, 100 în această cetate, dar nu era un om de rând, era un om de bază, de care mărturie trebuia să țină cont și Dumnezeu a folosit și aceste persoane pentru ca să nu fie dubii legat de mărturia lui. Când era să intre Petru, Corneliu, care este venit, s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis, scoală-te și eu sunt om. De câte ori citim lucrul acesta în Noul Testament, iar fac o paranteză, la fel s-a întâmplat și într-o cetate în care Pavel și Apollo parcă au făcut o minune și dintr-o dată au vrut să le aducă jertfe și ei au refuzat cultul personalității și bine ar fi ca orice om de astăzi să refuze cultul personalității și să înalțe singura personalitate a Domnului Iisus. Continui. Și vorbind cu el, adică cu Corneliu, a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Primul lucru pe care l-a făcut greșit Petru față de teologia în care a crescut, a fost că a intrat în casă cu ei. Știți, i-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat. Vă întreb, dar cu ce gând ați trimis după mine? Corneliu a răspuns, acum 4 zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al 9-lea și iată că a stat înaintea mea un om cu o haină strălucitoare și a zis, Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milosteniile tale. Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru și mai departe. Atunci Petru a început să vorbească și a zis, în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor și așa mai departe. Ce s-a întâmplat mai departe? Pe când rostea Petru cuvintele acestea, deci observați, nu s-au rugat, nu era în timpul rugăciunii, n-au invocat, n-au cerut, Doamne, dă-ne Duhul Sfânt și așa mai departe. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste neamuri. Căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Aici trebuie să fac o observație foarte, foarte importantă pe care am observat-o și eu târziu. Faptul că la Ierusalim, când s-a dat prima dată vorbirea în limbi, au vorbit în limbi cei care propovădeau cuvântul. La Cezarea, adică aici unde suntem noi acum, au vorbit în limbi cei care ascultau cuvântul. Este un lucru foarte important, pentru că cei care provodeau cuvântul erau ucenici ai Domnului Iisus și în cazul acesta cei care au primit cuvântul erau viitori ucenici, dar erau cu toții dintre neamuri, rudele lui Corneliu, cei din casa lui, niște romani. Și lucrul acesta a umplut de uimire pe cine? În primul rând pe iudei, care au văzut că acest dar miraculos nu se dă numai iudeilor, ci se dă și neamurilor. Și s-a șters cu buretele și s-a făcut lumină în mintea lor, s-au șters toate tradițiile și toate prejudecățile din capul lor. Și această minune a făcut lumină în capul lor și au înțeles că
Dumnezeu a botezat într-un singur duc. Ia uitați-vă și aici sunt niște păsări foarte, foarte frumoase. Uite, porumbei. Ba nu, una e mierlă și una e porumbel, dacă am micuț. Dumnezeu a botezat, a făcut un singur trup și din neamuri și din credincioși și au devenit atât de îngăduitori să nu se pună piedici celor care vor crede în Dumnezeu, să nu se fie obligat să se taie împrejur, pentru că un lucru iarăși de observat, Corneliu nu era tăiat împrejur, era un om temător de Dumnezeu, nu era prozelit. Pentru a fi prozelit, trebuia să se taie împrejur ceea ce ar fi implicat ca să nu mai aducă jertfe cezarului. Dar ca și temători de Dumnezeu erau oameni, găsim cuvântul acesta, care credeau în Dumnezeu, se rugau lui Dumnezeu, dar nu făcuseră pasul acesta grav pentru foarte mulți idolatri, alteri împrejur și implicarea în iudaism. Mult timp m-am întrebat de ce Dumnezeu a pregătit lumea și în ce fel prozelitismul acesta iudaic a pregătit popoarele pentru Evanghelie, pentru că în toate locurile unde erau iudei, în toate cele 120 de ținuturi medo-persane, în tot imperiul mondial care era atunci și care e și astăzi de fapt, erau iudei peste tot, împrăștiați de pe vremea lui Nebucadnețar și făcuseră prozeliți, aveau o mare activitate misionară, să zicem așa, încercau să-și facă într-un loc, zice Domnul Iisus, voi înconjurați marea și pământul să faceți un tovarăș de credință. Ei încercau să-și facă tovarăș de credință, dar în același timp se petrecea și ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Lucrul acesta se întâmplă și astăzi, când foarte mult efort misionar se pune din partea multor organizații religioase. Eu îi las în pace, n-am treabă cu ei, pentru că într-un fel sau altul cuvântul lui Dumnezeu ajunge la urechile și la inimile oamenilor. Dar, un mare dar, adunarea lui Dumnezeu este altceva decât tot acest Babilon religios și această amestecătură de religii și de bani, în primul rând, pentru că este amestecat sentimentul religios și este exploatat prin bani și nu putem să numim tot acest Babilon adunare. Adunarea este altceva. Așa cum după ce Corneliu a trăit o viață fără să fie tăiat împrejur, în momentul următor a fost botezat. Și botezul, nu știm ce s-a întâmplat mai departe cu Corneliu, în orice caz, nu cred că a avut o viață ușoară, pentru că a trebuit să renunțe la poziția lui, cu siguranță, pentru că nu mai putea să facă, să aducă jertfe cezarului. La fel, cu siguranță, oameni care au crezut, noi nu știm ce s-a întâmplat cu ei, dar au trecut prin suferințe, tot la fel, cine se întoarce astăzi la Dumnezeu trece prin suferința aceasta a respingerii. Dacă respingi idolatria, îi respingi și pe toți cei care se închină la idol. Oamenii sunt obișnuiți cu idolii și acest oraș era un oraș plin de temple, plin de închinare păgână. Era închinat lui Cezar, Cezar era divinizat. Practic era un oraș dedicat unui idol. Cam aceste lucruri le-am spus de la Cezarea, să rețineți faptul că vorbirea în limbi a fost un semn dat pentru necredincioșii dintre iudei, un semn pentru cei care nu credeau că Dumnezeu poate să primească și pe neamuri ca și sămânța lui Avram, adică să fie altoiți în măslin. Vorbesc în limbaj biblic pentru cei care cunosc Biblia, cine nu cunoaște Biblia s-ar putea să zică că bat câmpii, dar vreau să bat câmpii, că ar bat și Israelul acum. Explic, încerc să rămuresc, să arăt și tare bine când poți ajunge în locuri din astea unde chiar așa s-a întâmplat. Deci vorbirea în limbi a fost un semn pentru necredincioșii dintre iudei. Am citit cartea lui Fernand Legrand. Eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Rog pe prietenii mei penticostali să nu mă omoare cu pietre, să mă omoare altfel, nu știu cum, pietre fiorătoare, să mă pună pe rug. Dar nu am scris Biblia, trebuie să o cred și domnile voastre care ați ascultat până aici, cu siguranță ați ascultat cu interes. Dacă n-ați închis, aveți și voi această atenție asupra cuvântului lui Dumnezeu și vreți și voi să credeți Biblia, de aceea să fim foarte atenți. Vorbirea în limbi a fost un semn dat pentru necredincioși. Toți ucenicii din care veniseră cu Petru au văzut că Corneliu a vorbit în limbi aici la Cezarea și a mers și le-a spus la Ierusalim, uite ce s-a întâmplat la Cezarea. Exact același semn care l-a primit și au fost convinși în urma unui număr ce câțiva frați din Iope au plecat înapoi la Ierusalim cu
Petru și au mărturisit, adică au întărit mărturia lor. Cred că trebuie să închei pentru că vine o trupă de turiști. Aici sunt foarte, foarte mulți turiști. Este și aproape de aeroport, aproape de Ierusalim, este în câmpie, este pe malul mării. Vă mulțumesc!